Salutare, fraților, și bine am găsit la un nou episod pe canal. Avem ouă la jucători, de fapt doar unul. Ia uitați. Primul pe care l-a făcut aici lângă hrănitoare și după cum vedeți a fost moale și a spart acolo jos. L-am lăsat ia să filmez pentru că e de acum două zile. Și pe al doilea l-a făcut aici, ia uitați-l, ladă unde trebuie. Stătea masculul pe el, cel din spate este masculul. I-am văzut de dimineață că tot stătea femeia la un cuib și mi-am dat seama că trebuie să facă ou, așa că să sperăm că vom avea puișori și de la ei, pentru că nu o să le arunc ou, o să le lasă scoată. Aici, la iepuraș, am schimbat femeile, am băgat femeile în locul masculilor. Aici este femeia de gri. Le-am dat la muntă, de aceea le-am și mutat, că am vrut să le dau la muntă și nu erau încă în călduri. Sau cel puțin asta cred, pentru că nu au aprins. A prins o singură dată femeia albă, o singură dată am mutat-o. Acum dacă este cu succes, eu așa sper să avem puișori. O să încerc să mai dau femeile, cel puțin pe aceasta gri, să mai dau la mascul. Le fac vitaminizare la femele, le pun de fapt la toți, dar în special pentru femele. Uite, e masculul. Aici este celălalt mascul care a reușit o singură montă. Asta e mai blând, asta e învățat cu mine. Foarte, foarte lung, ia uitați-l. Din păcate n-am reușit nici o montă cu el deocamdată. Pe viitor vom vedea. Aici este femeia care sper să fi luat pui. V-am spus, a doua oară și n-am mai vrut să mai stea. Și am scos, am mai încercat-o și a doua zi, dar tot nu a vrut să stea. Din păcate, dar asta este. Să sperăm că a prins monta. Și că nu va trebui să o mai dau încă o dată. O să așteptăm acum, vom vedea peste aproximativ o lună. Aici găinușele, ia uitați ce frumos sunt. Cogoșelul foarte, foarte frumos. Îmi place cum crește, cum se dezvoltă. A început să cânte foarte, foarte des. Îl aud în fiecare zi cum cântă, să se etalează cu cel de afară, cu cei mari. Ia uitați și găinușa. Haideți să mergem la porumbei. Voiajorii de aici au terminat de împărlit și au început să se facă perechi. Din câte am văzut eu, sunt două perechi pe care le știu eu așa mai bine. Acelea fiind masculul acesta de aici, de pe hrănitoare, cu femeia aia de jos. Și masculul acela de acolo, trestiul la care cântă, cu trestia asta cu inel albastru. Iar în rest, nu știu, eu aș vrea să împerechez masculul ăla de sus, că văd că tot cântă cu inel verde, cu femeia asta din stânga de aici, cu aceasta de aici din stânga, cu guta aia. Iar masculul acesta de aici, cu femeia din stânga de tot de jos. Acum cum se împărechează ei, așa eu o să-i las deocamdată. La primăvară voi face o selecție pentru pui cât mai frumoși. Vreau să fac mulți trestini. Ia vedeți. Haideți să vă arăt și la voltați, că avem și acolo noutăți. Aici la ornament mai am doar două perechi de voltați și o pereche de standard și pereche de standard de fapt. Ăștia doi sunt pereche, iar asta este o femeie, iar aici este masculul care stă pe un pui. Ia uitați, acolo este un pui alb. Și ăștia trebuie să scoate, ia uitați, au ieșit afară. Și ăștia doi sunt pereche. Să sperăm că o să scoată și aceștia pui. Aici nu știu ce fac ăștia, standard zi, dar masculul stă într-o boxă și femeia într-o boxă. Ia uitați ce cântă femeia, ca un mascul.
Da, și mai încă să vedem dacă mai cânt o dată. Nu știu care e problema cu ei, de este femeia aici în dreapta și masculul aici în stânga. Să sperăm că mai sunt pereche. Și că nu s-au desperecheat sau ceva, nu pare. Desperecheați, iau de-ați. Dăm mascul așa puțin afară. Se vadă mai bine din picioare așa la lumină, ia uitați masculul. Aici afară au în fiecare zi deschis, se iasă afară să stea puțin la aer și la soare. Să vă mai arăt puțin puiul. E aici în ultima boxă de sus. Ia uitați. Ieri l-a scos. Ia uitați și tăticul pe el, care îl protejează foarte, foarte bine, nu se mai focalizează așa. Dacă v-a plăcut episodul, puneți voi acolo un like, iar noi ne auzim data viitoare. Salut!